sfârșit, vacanța mare a sosit. Copiii și-au luat rămas bun de la școală, de la colegi și de la dascăli. Toate școlile au răsunat de voie bună și în toate clasele s-au organizat serbări. Mai emoționați decât copiii, părinții au luat loc din nou în bănci. Pentru fiecare părinte, copilul reprezintă o piatră prețioasă. Cum cheamă? Dar v-ați gândit dumneavoastră, dragi părinți, cum se șlefez diamantele? Metaforic vorbind, cu multă muncă, cu trudă, cu perseverență, cu toleranță uneori și cu multă înțelepciune, am încercat și cred că am reușit să șlefuiesc aceste mici diamante, acești copilași care sper clasa 5-a vor avea rezultate foarte bune. Și cum anul școlar a fost bogat în tot felul de concursuri, chiar înaintea vacanței, copiii au fost premiați pentru toată munca lor. Elevii clasei a doua C au participat la o serie de concursuri naționale, concursuri județene și, bineînțeles, la evaluarea națională care a avut loc la nivelul claselor a doua. David. Vă felicit pentru activitatea depusă în anul școlar 2013-2014 și vă doresc vacanță plăcută. Acesta a fost startul veseliei. Copiii au încheiat anul școlar cu poezii, cântece și dansuri. Noi ne-am pregătit la serbare, copii. În clasa noastră sunt elevi, băieți și fete, fel de fel. Copii mai veseli sau mai triști, copii mai buni sau egoiști. Din faptele lor învățăm cum e corect să ne purtăm. La serbări suntem grozavi, facem glume, avem haz. Nu mai suntem copilași, suntem cei mai mari poznași. Ne place mult să cântăm, ne place să și dansăm. Roluri bune nu jucăm, oh, ce bine ne distrăm. Într-o zi din viața voastră vă va fi întrebat vreodată tot ce avem și ce purtăm, cu noi oare datorăm. Să nu uităm, dragi copii, de ai noștri iubiți părinți. Din munca lor de zi cu zi, suntem lipsiți de griji copii. Ia la fost la încheiere, vă zicem la revedere. Să strigăm de sub un glas, școală bună, bun rămas. Ne vedem peste triluri, și mai calit, și mai bucur. Și-n toamnă m-a adus la școală, cu gândul noi, cu noi speranțe. Și pleci zâmbind în gând cu mine spre țara mamilor vacanțe. Timp de 3 luni vor uita de teme și de lecții. Vacanța este numai a lor, când doar jocurile copilăriei le captează toată atenția. În septembrie se vor întoarce din nou în bănci, dar până atunci mai este mult. Deocamdată cărțile și caietele au fost uitate, căci este vremea distracției.